Tata Gigi? De ce e supărat? Nu sunt supărat, puișor. Sunt bătrân. Nu ești bătrân. Și mi-ai promis că o să-mi spui întotdeauna problemele tale. Dacă ți-am spus, dacă ți-am promis, trebuie să nu-ți țin de promisiune, nu? Te-am auzit că ai plâns. Nu, n-am plâns. Uite ca să mă țin de promisiune. N-am plâns. Am urlat. Eu ți-am aflat problemele. Și dacă vrei, o să vând jucăriile. Și nu mai cer nimic anul ăsta. Îngeraș, cum o faci să uit de toate? E vină. Vină, coci, tu ești îngerașul meu. Singurul care o să aibă grijă de mine. Așa e. Pune că așa e. Da. Salut, Popeye. Dorine! Da. Ce vin avem noi în casă, mă, băiatul? Alb, roșu. Alb, roșu, verde, portocaliu. Bă, dar mărți, nu te piceam la mărți, o marcă să-mi recomandă aia. Băi, bagă un roșu. Și adu-l un pic pe Tito, să-l țină în braț. Băiatul meu. Bă, tu n-auzi, ai doar pe ce? A, nu știi cu ce să încep. Da, mă. Hai că mă fac eu slug acum. Vezi, pune bagă vinul. Eu o să mă duc. Să-l pup un pic. Băiatul meu. Vezi tu, vine toată. Băi, bandite, mă jucați aici, mă pentați, jucați, bați ascunse, hă? Ai, nu știu, e om bătrân. Bă, zic, cum s-a ascuns, Tito? Hai că te plătesc. Unde-i, mă, Tito? Mi-ai pierdut copilul, băi! Nenorocitul, băi! Bună, bătă! Deranjez? Nu. Mi-a spus Hans că vrei să mă vezi. Da, ia loc. S-a întâmplat ceva? Noi suntem cu roșu. Ce sunt asta? Audiența de seară. Păi e bună. E mai mare decât a posturilor concurente. Nu că e bună. E foarte bună, e... Wow! Noi n-am mai avut o asemenea audiență de când i-a bătut CFR-ul pe AS Roma. Înseamnă că am avut știri bune. Ce știri bune, mă lași? Mă lași? Ce știri bune? Înseamnă că e meritul tău, că ai fost foarte bună. Liniile astea înseamnă că publicul se uită la tine și că te place, înțelegi? Ești foarte bună! Da, de ce țipi? Iartă-mă, m-a luat valul, m-am entuziasmat. Ești foarte bună! Mulțumesc! E... Și frumoasă! Foarte frumoasă. Mulțumesc. O să iau asta? Da, normal. Bravo! Bravo! Scuza-mă, n-am vrut să te deranjez. Stai liniștită, cam așa am reacționat și eu. Seara bună! Seara bună! De ce nu dau? De ce a făcut, mă, Cosmin? Mă, nu, Tito ăsta, mă. Mi-a pierdut pe Tito. Nu l-a pierdut. Cum? Tito e pe afară. L-am scos la aer. E cald afară. Cum? Cald afară? Cu cine e acum? E cu Lenții. L-am scos pe afară. Pă bune? Mă, doamne, mă, iartă, mă, doamne, ce arăt. Hai, iartă, doamne. Hai, mă, doamne. Băi, dar ce faceți, băi? Băi, ce faceți, băi, cu copilul meu? Băi, îl faceți clamă, băi, ce am venit? Țigară la fum, la foc. Am scos la aer, ne-am gândit că doarme mai bine după aia. E cu Lenții, da? Da. Cosmin, zi lui Lenții, acum, aducă bătitul în casă. Dorel, bă, am găsit, pe cuvânt meu, te rog să mă ierți, am găsit, măi, dacă și tu, bă, nu zici nimic, mi-a plecat mâna, fantastic. Hai, hai că n-ai nimic. Ce ai? A, un pic aici. Într-un sos. Ce, este foarte cald aici la tine, nu se pare? Te rog, fă-te comodă. Știam o mărturisire de făcut. Dar, nu știu, mi este rușine. Spune. Este și secret de stat. Promit să nu spun nimic. Promiți? Promit. Și după ce spun, se uită tot? Cu siguranță. Știi, mie mi-este dor ca să fim amândoi, să stăm împreună. Știi, să te leg de pat, să te bați cu cureaua. Oh, ce vremuri! Într-adevăr, bune vremurile astea. Mm-hmm. Dar nea Gigi nu prea te distrează? Păi, haide ca să înțelegi tu ceva. Am fost acum câteva zile și mi-am cumpărat o lingerie foarte drăguță. Știi? Asta. Și... i-am făcut o surpriză, știi? L-am așteptat acasă, în cameră, lumânărele... tot. Și ghici. Ce-a făcut ursulețul meu? S-a culcat. În 2 minute îi sfărăiam. Și am dat banii degeaba pe ele. Poate e prea mult pentru ele, știu eu. Da, se poate să fie și asta. Are și el o vârstă, nu mai poate. Te-ai gândit cum vrei să sărbătorim, să ne distrăm? Unde? Nu m-am gândit, dar o să mă gândesc. La mine? Ei, te grăbești? Nu știu. Nu o să-ți pară rău. Eu nu dorm în 2 minute. Eu știu că nu o să-mi pare rău. Te cunosc foarte bine. Dar uite, eu mă gândeam că pentru început am putea să mergem într-un bar mai intim. Sigur. Cu separeuri. Da. Și poate mai chem și 2 prietene. Wow. Facem frumos așa. Ha? Sigur, sigur. Aoleu, păi uite-n ce hal a bătut norocitul ăla. Bă, dar ce-a făcut de la bătut faci? Auzi, facă, ce că n-a avut grijă de buradelul lui, că drumam în funul pupă pe ăla. L-a și lovit la cap, Doamne. Bă, hai să vezi dacă nu are ceva rău, băiatul. Hai, ajută-mă să-l ducă. Hai de urcă. Bă, dar fără prostie, auzi? Ce ai de fă, lasă-mă, că e un copelaș. Stai așa, stai. Stai la mama ta, stai. Fă, dar tu duce, lasă-mă cu el, că tu ești femeie legiuită, nu se cade să vezi un bărbat dezbrăcat. Hai, domnule, uite așa mâna. De pasul fin, auzi, dar să nu faci vreo prostie. Haide, fă, lasă-mă, auzi că e un copelaș, mă-l oblojesc eu. Haide, hai cu mama, haide. Stai, mă, mamă, cum bat. Te scuip. Bă, ce... Ți-am zis că te scuip. Da, mă, ce ai, mă? De ce faci? De ce ai de-astea? Te-ai tâmpit la cap? Lasă-mă dacă îmi pace, ai nebunit. Am nebunit, ca tactul. Da. Ca dat o razna, cu Tito. Ce, când erai mic, nu făcea și cu tine la fel, potolește-te. Și? Eu îl înțeleg, mă, e copilul lui. Nu te servești asta. Da, mă, și eu îl înțeleg, dar prea exagerează, zici că e biberou de porțelan. Și zici ce cred? Băi, eu zic că Roza i-a făcut de-alea, farmeci. Să moară, mamă. Roza i-a făcut farmeci. Iar ești fost să bei? Bă, ți-ai să nu mai bei, beți-vă dreacu. Terminați, bă, băi! Bate-o, doamne. Dorel? Știi ceva de el? Bună întrebare. Dorel? Știu eu. Că după ce l-a altuit îl bătrânul, sau să caute alinare. În altă parte. Ghici unde? Unde? Gâz. Hai că ușor, ușor mai trăznim de nuntă. Vorbit Cosmin. Promis, la mine a avut grijă, Tito. Trebuia să fi fugit cu el așa cum ți-am zis eu. Nu, nu lăsa-l la tine singur. Da, mă, dar puteam să vină mai târziu. Roza, dacă la tine prins animal domn omorât, nu putu risca asta. Și ți-ai zis la Cosmin că o să aibă grijă de Tito? Da. Eu am avut încredere, Cosmin. El e un bun. Cosmin? Zic o singură dată, mă, băiat. Nimeni nu mai pune mâna pe Tito al meu fără să-i dau eu voie. Hai-ți! Da, doamn. Ce faci acolo? Mă duc să-l schimb pe Tito. Ară-mi pace! Doamn, e neschimbat de mult. Ah, pleacă, ieși acolo. Îl schimbă tatăl lui. Clar. Tito, bulgărașul meu de soare. Moșteritorul meu, da, am să-i las averea ca să mă râdă. Lăi-ți! Da, doamn. Iară, uite-mi. Ia asta! Să nu se sperie că nu vede. Hai, toată lumea!